și tu, duminică 10 iulie 2016, de la ora 11, în parcul expoziției, unde Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași, în parteneriat cu Primăria Iași, TVR Iași și Radio Iași, va oferi pentru copii un spectacol de muzică, dans, teatru și multe surprize. Poți proba echipamentul de intervenție al jandarmilor și află totul pentru o vacanță în siguranță. Prezența obligatorie la distracție! Vino la Iași între 1 și 7 iulie pentru cel mai mare festival de coruri din România. Te așteaptă 7 zile de concurs, 34 de coruri, peste 1300 de concurenți și invitați. Află câștigătorii vineri, 7 iulie, în gala specială, în direct pe TVR Iași și prin streaming online. Casa Enescu din Mihăilen, județul Botoșani, a fost scoasă din starea de colaps. Dar pentru finalizarea lucrărilor de restaurare, Fundația Pro Patrimonio are nevoie de ajutorul nostru. Puteți dona 2 euro printr-un SMS la numărul 8835. Susțineți alături de TVR Iași campania de salvare a casei în care a copilărit George Enescu.
Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Prieteni, v-am spus bun găsit astăzi cu ajutorul noilor noștri prieteni care au venit de la Galați. Este vorba despre membrii formației de muzică veche românească Calofonis. Le mulțumesc tare mult că au venit, au bătut ceva drum astăzi, dar veți vedea că muzica pe care ei vă vor aduce în casă astăzi este una cu adevărat specială. Spuneam Calofonis de la Galați. Poate dacă vă interesează și concursul emisiunii noastre de astăzi se leagă de acești prieteni dragi pe care îi avem. Calofonis, în traducere, ar însemna sunet frumos. Dacă ați fost atenți la tot ceea ce ne-au cântat ei, dar și la această traducere, puteți să sunați și să intrați în concursul emisiunii noastre de astăzi. La final de emisiune vom trage la sorți. Acela mai norocos va câștiga cărți și cafea pentru minunatele clipe de relaxare. Trebuie doar să ne spuneți, să-i spuneți la telefon colegei mele, Mihaela, ce înseamnă Calofonis. Dacă ați fost atenți, cu siguranță va fi foarte, foarte ușor. Prima invitație pe care vă lansăm este aceea către zbor, către libertate, către vacanță, bineînțeles, vară pentru voi. Este, de fapt, o emisiune care vă invită la relaxare și la stare de bine. Și aflăm răspunsul la întrebarea unde călătorim și cât de ușor călătorim vara aceasta cu ajutorul avionului. O adresăm această întrebare Elenei Troia de la Aeroportul Internațional Iași PR. Bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit pe toți! În marile capitale vizate de companiile care pleacă de aici, de la Iași, se găsesc cu siguranță la fel de multe elemente de muzică veche, așa cum, uite, și noi am descoperit la Galați, și este poate și un punct de reper pentru cei care vor să cunoască culturi diferite în vacanță, de ce nu. Către ce destinații plecăm vara asta? În programul de zbor de la Iași sunt 16 destinații externe, față de o singură destinație, Viena, care există din 2012 cu aceeași companie. Este o cursă tradițională, să spunem așa, dar în cei 3 ani în care aeroportul s-a dezvoltat, practic putem zbura direct cu avionul din Iași spre 16 destinații externe. Vorbim de capitale importante, de orașe importante din punct de vedere economic, social, cultural, pentru că atunci când am dorit să ne dezvoltăm, am încercat să ne conectăm direct nu doar cu destinații de vacanță, ci și cu orașe care să ne ajute să ne dezvoltăm noi ca regiune. De curând am inaugurat cursele Larnaca și Catania, odată cu deschiderea bazei aeriene la Iași, pentru că aeroportul la începutul acestei luni a devenit bază operațională pentru a treia companie aeriană. Și anul acesta, în orarul de zbor de la Iași, am introdus și alte destinații, iată, spre Spania. Putem zbura spre Madrid și Barcelona, sunt două destinații solicitate de foarte multă vreme, pentru care noi am negociat intens. Economisesc și foarte mult timp iubitorii, evident, acelor locuri. Pentru că în prezent, practic, călătoria cu avionul a devenit tot mai competitivă și ne gândim că în felul acesta economisim nu doar timp, ci și bani. Dacă ne gândim mai ales la cursele, să spunem, interne, Cluj și Timișoara, nu știu dacă se știe deja despre aceste două curse care vor fi introduse de la 1 octombrie. Practic, mergând cu avionul, prețul carburantului este sub cel folosit pentru o călătorie cu mașina. Nu mai faci 6, 7, 11 ore chiar spre Cluj sau Timișoara într-o singură oră. Ajungi, practic, de la Iași spre aceste destinații din vestul țării. Cursele aeriene ne salvează și de gropile și de călătorii în confort, nefericite, în siguranță, din ca să spun așa. Și nu sunt acestea doar singurele destinații. Iată, spre Bruxelles putem călători pentru un city break, München, Köln, dar aceste destinații sunt în special pretabile pentru mediul de afaceri. Mergem și la Paris, pentru că nu e așa, măcar o dată în viață trebuie să mergem să vizităm acest oraș. Tel Aviv, sunt 5 destinații. Păi din Iașul Marilor Iubiri, nu? Din Iașul Marilor Iubiri trebuie să ajungem în Parisul Marilor Iubiri. Evident. E clar că trebuie să facem legătura asta, nu? Așa, și de asemenea călătorim spre 6 destinații din Italia, pentru că, iată, odată cu cele două destinații introduse din iulie, numărul lor a crescut.
mergem și la Roma, Bologna, Torino, Milano. De asemenea spre Bologna, am zis, nu? Așa. Spania, de asemenea, așa cum spuneam la început. Dar evident că dorința noastră este de a conecta și cu zone mai puțin importante din punct de vedere economic, cu zone din sudul Italiei, iată Catania, cu siguranță va avea succes. Este o zonă foarte căutată de agențiile de turism, la fel și Larnaca, o cu siguranță, pe lângă turiștii care sunt interesați de aceste destinații, cred că și cei care muncesc în străinătate, studenții care fac schimburi de experiență în străinătate, la universități din străinătate, cu siguranță, au acum posibilitatea să se miște mult mai ușor. Aceste curse, practic, acoperă mai multe adresabilități. Vorbim de o șansă în plus pentru turism, așa cum spuneai și tu, despre mediul de afaceri, mediul academic, universitar, dar acoperă și traficul etnic. Foarte mulți concetățeni ai noștri muncind sau locuind în acele zone și în felul acesta noi facilităm reîntregirea familiilor mult mai ușor. Pentru că nu de mult a fost inaugurat zborul Iași-Madrid și avem un reportaj de acolo, te invit să-l urmărim împreună pentru a reaminti telespectatorilor exact informațiile de care au nevoie și revenim să ne mai spui încotro ne poate facilita călătoria aeroportului internațional din Iași. A fost cer senin pentru primul zbor Iași-Madrid. Ieșenii, dar și locuitorii din regiunea de nord-est au de acum posibilitatea să călătorească spre această nouă destinație în fiecare zi de miercuri și sâmbătă. Avionul decolează de la Iași la ora 19:50 și ajunge pe aeroportul Barajas din Madrid la ora 23:05. Primii pasageri s-au îmbarcat aseară. Primii diplomă de primul zbor? Le avem aici. Așa, și ce scrie? Diploma pasager al primei curse Madrid-Iași, 25 iunie. Cum vedeți oportunitatea unei astfel de curse? E foarte comod. E foarte comod. Până acum, dacă vreați să plecați la Madrid, cum se întâmpla? N-am mai plecat la Madrid, dar până acum, pentru orice alt zbor, mergeam la București sau la Bacău. Dacă veți pleca, ce alegeți? Mașina sau avion de la Iași? Avion de la Iași. Într-o ceremonie cu accente iberice, zborul a fost inaugurat de conducerea aeroportului Ieșean și reprezentanții companiei Tarom. Pentru noi este o mare bucurie, întrucât noua destinație spre Madrid răspunde unor cerințe, să spunem de acum, istorice a celor care urmăresc evoluția aeroportului Iași și care își doresc să călătorească. Madrid este, dincolo de o capitală importantă europeană, este un centru industrial puternic, un centru universitar, un centru turistic, unde anual vin peste 30 de milioane de turiști. Iași-Madrid este prima cursă externă introdusă de compania Tarom în acest an în programul de zbor de la aeroportul Iași. În prezent, compania națională operează zboruri directe din Iași spre 7 destinații externe: Madrid, München, Londra, Roma, Bologna, Torino și Tel Aviv, dar și curse interne spre Otopeni. 10% din pasagerii zburați de Tarom sunt îmbarcați debarcați pe aeroportul Iași. Avem 30 de frecvențe săptămânale pe curse interne și cu această rută deschisă astăzi ajungem la 19 frecvențe externe și 8 destinații externe. Înainte de decolare, aeronava Iași-Madrid și-a primit botezul. În acest moment, de la Iași se zboară spre 16 destinații externe. Știu că mulți dintre cei care sunt atenți la tot ce se întâmplă pe și la aeroportul internațional din Iași vin și cu propuneri la un moment dat pe pagina voastră de Facebook, pe site-ul oficial, nu? Ce vor oamenii, de fapt, încotro vor să mai călătorească și cât de mult puteți voi să vă pliați pe dorințele și pe ceea ce își doresc oamenii? General, oamenii ne scriu pentru înființarea unor rute directe din Iași spre zone din nordul Europei, mai nou. Pentru că s-a observat acest fenomen de migrație. S-ar putea să nu mai fie această cerere. Din Spania spre nordul Europei, dar aceste date trebuie verificate la Ministerul Afacerilor Externe, să vedem dacă într-adevăr acest fenomen se întâmplă. Iar, ca să dau exemple concrete,
Iată, Stockholm, Amsterdam, Frankfurt, Manchester, Liverpool, Dublin, și dacă ar fi să ne apropiem de zona noastră, Frankfurt, iată și Dubai, o destinație exotică. Își doresc ieșenii sau... Își doresc și ieșenii, ne scriu în continuare, deși noi am primit vizita unei delegații importante de la compania, am voie să spun numele companiei, Fly Dubai, interesată să deschidă o rută direct Iași-Dubai, tocmai pentru că în această zona noastră nu există altă companie care să deservească. Și am văzut că din ce în ce mai mult lumea descoperă Dubaiul și este încântată de această destinație de vacanță. Și chiar și ca destinație pentru muncă, pentru cei care doresc să muncească evident, în străinătate. Evident. Pentru că... Și oportunitate exact. Pentru dezvoltarea, să spunem, investițiilor. Este o rută foarte importantă pentru că în acest moment aeroportul s-a dezvoltat, dar pentru regiunea noastră cu un areal de peste 5 milioane de cetățeni, practic ne lipsește această legătură cu un hub aerian important în aviație, iar Dubai este locul de unde practic reușești să ajungi spre alte destinații importante din Europa. Așadar, asigură niște transferuri transcontinentale prin legături foarte bune și dacă acest lucru se va concretiza, așa cum ne-a promis compania, în vara anului viitor, atunci, iată, încă o destinație pe care o vom bifa acolo cu succes în orarul nostru. Știu că sunt mai multe companii care deservesc aceeași destinație și, nu știu, înseamnă asta că sunt mai cerute acele destinații, că lumea e fidelă unei anumite companii și e încântată de ceea ce oferă, de serviciile oferite de o anumită companie? În general, este foarte important să atragem cât mai multe companii. Aceasta este și ținta noastră. Un aeroport în plină dezvoltare nu are cum să refuze o companie care dorește să opereze un anumit zbor, chiar dacă există și alte companii care deservesc o anumită destinație, dar este important pentru că diversitate până la urmă înseamnă o șansă în plus de dezvoltare pentru regiunea noastră. Înseamnă oportunitate pentru relații economice, sociale cu diverse centre importante, înseamnă dezvoltarea unor sectoare din industria locală, IT, turism și reîntregirea familiilor, așa cum spuneam în discuția anterioară. Și evident că... Cu și numărul persoanelor care vin la aeroportul internațional din Iași, care fac acest pas mult mai comod decât... Da, odată, atunci când nu existau atâtea posibilități, nu? Odată cu creșterea rutelor, ce informație ai despre odată cu creșterea rutelor, practic și traficul a cunoscut o creștere importantă, nu doar de la lună la lună, de la an la an. Iată, dacă în 2015 traficul a ajuns la 381.000 de pasageri, anul acesta estimăm un număr de 850.000, aproape de 3 ori mai mult decât anul trecut. Fără să fi luat în calcul noile rute introduse anul acesta, Madrid și, iată, cursele interne Cluj și Timișoara. Iar pentru anul viitor prognozăm un trafic de 1 milion de pasageri, deci ne dorim foarte mult să atingem acest prag. Suntem în prezent pe locul 3 în rândul aeroporturilor regionale, după Cluj și Timișoara și credem noi că perspectivele acestea de creștere ne-ar putea situa în următorii 4-5 ani în rând cu Timișoara, poate chiar mai mult, dacă vom reuși să gestionăm corect banii pe care obținem de la companiile aeriene, pentru că poate mulți nu știu, noi am ajuns deja pe profit contabil și ne susținem din bani privați, nu mai cerem bani de la Consiliul Județean, autoritatea tutelară. Și foarte important, pentru că vorbeam de curse, de pluralismul acesta de curse, dar și de mai multe companii care operează pe aceleași rute, e bine, este important ca mai multe companii să opereze pe o anumită rută, pentru că în felul acesta noi deservim mai multe categorii socioprofesionale. Foarte mulți dintre cei care vin la aeroportul Iași, și nu numai aici, doresc să călătorească cu companiile low cost. Și atunci este clar că trebuie să realizezi această creștere de trafic cu orice companie care va dori să vină la Iași. Spre Londra și Roma, de exemplu, se poți călători cu 3 companii. Ai de unde să alegi. Ai de unde să alegi. Spre Tel Aviv, Bologna, Otopeni, cu câte 2 companii. Asta înseamnă și creșterea frecvențelor pe anumite rute. Iată, spre Londra și Viena poți zbura în fiecare zi, dar nu este o condiție neapărat să fie mai multe frecvențe pe un zbor, fiind mai multe companii. Cu Viena poți să călătorești o singură companie în fiecare zi, deci nu
Trebuie să fie practic, dacă acea companie va considera că există un grad de încărcare suficient de mare pentru a genera profit, cu siguranță va crește numărul frecvențelor. Și așa s-a întâmplat și cu noile curse introduse de compania care a deschis bază la Iași. Milano acum are 3 frecvențe pe săptămână, iar Londra 5. Așadar, avem de unde alege. Cine e pasionat de shopping la Milano are toate șansele să-și îndeplinească această dorință foarte repede. Mulțumesc tare mult pentru informațiile pe care ni le-ai adus. Cred că e important ca doritorii și cei care vor să-și facă o vacanță minunată și să nu se obosească foarte mult pe drum ca să se simtă bine în zilele libere, să știe de toate aceste lucrurile, aceste rute. Noi așteptăm la aeroportul Iași, iar pentru toate noutățile pe care noi le aducem, este indicat să consulte pagina noastră de Facebook, Iași Airport. Sunt mai multe pagini, deci nu este foarte bine să ajungă acolo unde trebuie. Și noi, practic, când luăm legătura cu ei și tot ceea ce își doresc ajunge pe masa conducerii, ca să spun așa, și mai departe la negocieri, dar este foarte important de știut că în astfel de situații, oricâte argumente ar avea un manager prezent la negocieri, tot compania aeriană va decide dacă afacerea respectivă este sau nu profitabilă. Așadar, să nu existe discuții despre preț care să aducă în vreun fel sau altul incriminări aeroportului. Fiecare companie în parte stabilește. Nu, sarcina aeroportului este aceea de a-și dezvolta ruta și de a convinge companiile să opereze pe anumite rute. Evident, și companiile pot veni la aeroportul Iași cu propuneri. Noi suntem deschiși. Mulțumesc tare mult încă o dată, mulțumesc, Elena, că ai venit. Și noi continuăm să mergem așa pe ritmurile muzicii vechi românești, cu ajutorul prietenilor noștri de la Galați, Caleofonis. Nu uitați și de concursul emisiunii de astăzi, sunați-ne și spuneți-i colegii mele la telefon ce înseamnă Caleofonis. Acela dintre dumneavoastră care va fi tras la sorți la final de emisiune va primi în dar cafea și cărți din partea emisiunii Vară pentru voi. Așadar, Caleofonis acum pentru dumneavoastră. Oh!
ne-au furat inima, într-adevăr, prietenii noștri de la Galați, dar și dumneavoastră faceți asta în fiecare zi și tocmai aceea vrem să vă, de aceea vrem să vă premiem. Nu uitați să ne sunați. Repet, spuneți ce înseamnă Calofonis și veți putea câștiga la final de emisiune cărți și cafea. Pentru un moment de relaxare, bineînțeles, un dar din partea noastră a celor de la vară pentru voi de la TVR Iași. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Am zis că după atâta delicatețe, muzică veche românească, ce-ar fi să ne îmbărbătăm puțin și să dăm doi pumni? Sau cum să facem? Să stăm în gardă măcar? La sporturile olimpice, ca să spunem așa, de sau... Boxul este unul din primele sporturi olimpice, se numea lupta cu pumnii atunci, acum 3.000-4.000 de ani și astăzi avem ocazia să vedem un super spectacol la sala polivalentă din Iași, adică nu astăzi, mâine, începând de mâine, unde se află sportivi de cea mai înaltă clasă și de topul mondial. Am înțeles că până în 1989 centura de aur, competiția care astăzi poartă această denumire, se numea mini-mondialul românesc. Era și cred că este în continuare pentru cei care se ocupă, Vasile, repet, sau vă spun Vasile Câtea, președintele Federației Române de Box, invitatul meu de am astăzi. Am intrat cam abrupt în... Am intrat abrupt, dar prietenii noștri sunt foarte atenți, știu, pentru că sunt și atenți la concurs și atenți la invitații noștri și știu despre ce este vorba. Așadar, la Iași începe de mâine centura de aur. Da, așa este. Începând de ieri, practic, au început să sosească delegațiile. Ieri au sosit delegații din Coreea de Sud, Anglia, Țara Galilor, Tunisia. Astăzi continuăm cu celelalte echipe. Până acum am mai reușit să recuperăm, să spun așa, parte din ele. Mai avem la ora 19:20 încă o tură cu fiecare avion care vine tot aduce către Iași și către România delegații din cele care vor participa la această competiție. Nu întâmplător vorbeam despre aeroport mai devreme, că tot aici ajung și acești mari sportivi, nu? Vin din țări cu tradiție în categoric box. Și ce este foarte îmbucurător și important pentru Iași acum este că peste 80% din sportivii care sunt prezenți în Iași zilele acestea sunt calificați la Jocurile Olimpice de la Rio. Deci chiar dacă fiecare țară a prezentat, eu știu, 3, 4, 2 sportivi, sunt cei mai valoroși și au venit la un ultim test înaintea începerii Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro. Și asta ne dă garanția că începând de mâine vom avea spectacole de o mare calitate pugilistică. Publicul ieșean este pasionat de box. De-a lungul timpului, cu orice gală organizată aici, orice concurs, orice competiție, ați putut să observați faptul că vin cu drag la... Nu? Eu am crescut în sala polivalentă și știu sigur că sunt nu numai iubitori, ci sunt și foarte buni cunoscători ai acestui fenomen. Și bineînțeles, sancționează orice derapaj, atât al sportivilor cât și al arbitrilor, pe unii încurajându-i, bineînțeles, și pe alții huiduindu-i, dacă e cazul, mă refer la arbitri. Știu că de data aceasta competiția este cu atât mai importantă cu cât se împlinește 60 de ani, de când a fost câștigată prima medalie olimpică prima și singura medalie olimpică. Așa este, în 1956, la Jocurile Olimpice din Australia, de la Melbourne, Nicolae Linca, cu o mână fracturată, pentru că și asta este o altă legendă a sportului și boxului românesc, a reușit să cucerească titlul unic până în momentul de față la acest frumos sport. Noi ne dorim și am spus-o și o spun mereu, o repet, poate până la urmă va fi o chestiune atât de convingătoare încât nu va mai fi nici măcar o mare surpriză ca Mihai Nistor, ieșeanul nostru, să spargă acest ghinion și această peliculă care atâția ani de zile am avut finaliști la foarte multe ediții ale olimpiadelor, dar n-am reușit niciodată să facem pasul spre medalia de aur. Și acum aveți speranțe în Mihai Nistor? Mi-aș dori tare mult lucrul ăsta. Eu sper și el speră și toată echipa care e lângă el ar încununa așa o chestiune jubiliară, am putea spune. 60 de ani de la ultima medalie și prima, așa cum spuneam, 90 de ani de la înființarea Federației și de ce nu un moment jubiliar, anul în care se câștigă cea de-a doua medalie de aur, că de alte culori mai sunt, la o olimpiadă de către boxul românesc. Cât de important este pentru Iași ca această competiție, centura de aur, a 41-a ediție să se organizeze aici?
Pentru Iași e un, știu, un moment și un eveniment care eu cred că promovează Iașiul foarte bine, având sportivi din atâtea țări și din, cum spuneam, din Coreea, adică venim și din, de pe alte continente, care din Tunisia, din Coreea, așa cum spuneam, și din celelalte țări care sunt astăzi aici, fie din Uniunea Europeană, fie extracomunitare, să vadă realitatea din Iași și realitatea din România. Deci e un vehicul foarte important și foarte agreat, până la urmă, de a promova orașul nostru și mișcarea sportivă, până la urmă, din țară și din Iași. Pentru că acum câteva minute abia au sosit parte dintre delegații. Sportivii, da, dintre, da, delegațiile din străinătate, și pentru că Lucian Lucescu a fost acolo să îi întâmpine, urmărim un scurt reportaj și revenim. I fought him two times, I beat him two times and... Am mai boxat împotriva lui Mihai Nistor de două ori și l-am învins. Sunt într-o formă foarte bună acum, dar mă aflu la el acasă și sper să nu mă depășească în ring. Mă aflu în plină perioadă de antrenamente pentru Jocurile Olimpice și este ultimul turneu înainte de Rio. Îmi doresc o medalie acolo. Va fi o luptă dificilă pentru aur. Alături de mine e Mihai Nistor, germanul și alți pugiliști de valoare. Va câștiga cine va avea psihicul mai puternic. I think there will be some very strong bouts here. Yeah, definitely. Cred că vor fi niște meciuri foarte puternice aici, cu siguranță. Sunt pugiliști de mare valoare la centura de aur și va fi un turneu excelent. Mă aflu pentru prima dată în România, dar am încredere în organizator că totul va fi perfect, mai ales că au experiență. Iubesc boxul și mă bucur că românii au revenit în top după ultimele rezultate. Mai sunt delegații care trebuie să sosească? Da. Astăzi încă mai sunt. Încă mai avem echipa Italiei de băieți la ora 19 și echipa de fete care ajunge la midu imediat pe mezul nopții. Tot ca, ca să fim solidari, de cine ar trebui să ne temem? Noi, toți cei care îl susținem pe Mihai Nistor, de exemplu. Categoric. Deci aici ați văzut poate cel mai complicat adversar al lui Mihai. Pentru care spunea că deja l-a bătut, da, de două ori. Anul trecut eu am fost cu Mihai la campionatul european în Bulgaria, la Samokov, și, mă rog, a fost un meci destul de echilibrat. Eu sper din toată inima că i-a mers o dată, i-a mers de două ori. A treia oară cred că e vremea lui Mihai și nu cred că de data aceasta Filip Hrkovici, care este campion european în titră, campion mondial pe versiunea All Series Boxing, deci pe versiunea campionatului pe echipe a Federației Internaționale. Deci e o rivalitate foarte mare și trebuie să mai spun ceva. Aici se mai află încă un super greu de mare valoare. Este cel care în Finlanda anul trecut a câștigat prin knockout în fața lui Michel Pfeiffer, cel care a disputat meciul cu Mihai Nistor pentru titlul mondial de profesioniști în Germania. Deci e interesant ce se va întâmpla. Această categorie super grea. Personalități puternice, nu? Vor intra, da, în ring. Eu cred că aici se va da un start la ce se va întâmpla și la Jocurile Olimpice. Mi-aș dori tare mult ca niciunul dintre ei să nu se accidenteze, să oferească Dumnezeu să aibă ghinionul de a primi vreun knockout, pentru că atunci riscă și participarea la Olimpiadă și asta ar fi destul de dramatic pentru... Și atunci ar trebui să fie prudent sau ar trebui să dea tot nu, ce... Nu, n-ai cum, aici nu există prudență, nu sau există jumătăți de măsură. Acolo când a intrat, curățăm... da. Și Mihai este un moldovean, un răzieș autentic, care nu... Când își ia drumul lui, nu mai oprește nimeni, cred că... Este ieșean. Este ieșean, este și... din Ierbiceni, se mai spune și Stânca din Ierbiceni. Iar celălalt, că mai avem, trebuie să menționez aici, încă un sportiv tot ieșean. Mihai Nistor este în momentul de față legitimat la Clubul Sportiv Steaua, iar celălalt este la Dinamo, care se numește Arădoaie Paul Andrei. Este campionul european de tineret din anul 2014 și după ce a trecut anul următor 2015-2016, până în momentul de față nu a mai pierdut niciun meci. Iar și aici, croații, colegul lui Hrkovici,
au un coleg care e calificat și el la Olimpiadă și eu l-am văzut. E un tip extrem de complicat și de agresiv și nu știu, va fi un meci extraordinar de vizionat între croați și arădoaie. Să le spunem telespectatorilor, începând de mâine, de la ora 6, da, la sala polivalentă, începând programul, ca să știi. 18, în fiecare zi, miercuri, joi, vineri și sâmbătă, vor începe galele. Mâine avem, deci, miercuri la ora 18, festivitatea de deschidere, deschiderea oficială. În celelalte zile, deci, miercuri și joi vor fi preliminarii, vineri semifinale și sâmbătă la ora 18 finalele. Înseamnă că cei care vor dori și care sunt aproape de acest sport vor avea spectacolul adevărat la sala polivalentă din Iași. E important și pentru cei care ne privesc din toată Moldova. E o informație care îi poate au atrage prieteni, către Iași. Au colegi, sigur, sunt iubitori ai boxului și invităm pe toți la Iași să vadă pe viu ceea ce trebuie făcut și în sălile noastre de box. Aici mă adresez și antrenorilor, mă adresez și practicanților, deci cu cât vor fi mai mulți, cu atât va fi mai bine și îmi doresc din inimă ca faptul că am venit cu acest eveniment la Iași, cu centura de aur, să fie o carte de vizită care întotdeauna Iași a prezentat-o ca o carte de vizită valoroasă. Adică publicul ieșan fiind și numeros și valoros alături de sportivii pe care îi agrează, le plac, îi susțin și îi încurajează. Mulțumesc tare mult că ați venit și mult succes sportivilor români, boxerilor și Mihai Nistor, cel în care vă puneți atâta speranță, să aibă rezultate foarte bune, să fie acolo unde Doamne doriți și unde dorim. Să Dumnezeu să fie sănătos, să se simtă bine, că restul le rezolvă. Mulțumim tare mult încă o dată. Pentru că fie sunteți pasionați de box și aveți iată unde să mergeți și ce să faceți zilele acestea până sâmbătă, fie doriți să vă liniștiți, să vă relaxați și să fiți acasă în fața micului ecran, noi vă oferim toate aceste posibilități. De exemplu, sâmbătă la ora 7:30 pe TVR Iași puteți să urmăriți a doua parte a emisiunii Cântec și Poveste dedicată ansamblului Arcanu de la Fundul Moldovei la 45 de ani de existență și o ascultăm acum pe Angelica Fluturi, ea a fost una dintre invitatele celor de la ansamblul Arcanu, acolo la Fundul Moldovei unde s-au realizat filmările. Vă reamintim cât de frumos cântă ea și cât de frumoase sunt locurile de acolo. Și tu, soare, de cine mama doare? Și când sărace să lasă, de ce dorm apasă? Spune-mi, lună, și tu, soare, de cine mama doare? Mă duc la fântână cu galeata în mână, badea nu mai vrea să vină. Glasul dulce n-ai văzut oricând pe munte. Un flacă mândru calare cu fluier la cingatare. Cuculicu, glasul dulce n-ai văzut oricând pe munte. Un flacă mândru calare cu fluier la cingatare. La badiță mi-a furat inima, of, către-a miei bată lăbina. Are gura dulce și ochii de mură și mi-ai drag peste măsură. Pasării mai astră la batiță, la fereastră.
aștept de seară, cu dor mare în inimioară. Zboară pasării mai astră, la badița, la fereastră. Spune-i că l-aștept de seară, cu dor mare în inimioară. Mă duc la fântână după apărie și of, că vremea greu mai trece. Ies la poarta mare, mă uit pe carare, badea-l mi-a vine calare. Mă duc la fântână după apărie și of, că vremea greu mai trece. Ies la poarta mare, mă uit pe carare, badea-l mi-a vine calare. Muzică populară din Bucovina, muzică veche românească de la Galați. Vă spuneam, Calofonis sunt prietenii care au venit astăzi în vizită la noi, dar și cu daruri muzicale. Bună ziua, bine ați venit, domnul Nelu Stase și domnul Constantin Lupu de la Galați, cei care au pus bazele formației Calofonis, președintele, respectiv vicepreședintele Asociației pentru promovarea patrimoniului cultural Galați. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Drum lung, emoții, știu că sunteți prima dată într-o emisiune sau doar dumneavoastră prima dată într-o emisiune de televiziune? Da, în primul rând, bună ziua telespectatorilor dumneavoastră. Da, este prima dată când ajung într-o emisiune ca ai și grupul Calofonis și grupul. Hey, înseamnă că o să vă fie de bun augur această întâlnire și această invitație. Nouă ne place tare mult ceea ce cântați dumneavoastră și cred că este important ca oamenii să audă și alt fel de muzică. Da. Și cred că întrebarea firească ar fi de unde v-a venit ideea să plecați pe tărâmul acesta foarte puțin exploatat al muzicii vechi românești. Noi suntem, pe lângă faptul că facem muzică, suntem cântăreți de muzică bisericească și printre partiturile sau muzica, compozitorii de muzică bisericească este și Anton Pan, finul Pepelei, cum zicea Eminescu. Și împreună cu colegii din trupă am zis, măi, hai să încercăm să cântăm și ceea ce Anton Pan a scris din folclor. Anton Pan știm cu toții că a fost și folclorist, a cules muzica ce se cânta în acea perioadă, muzica de la oraș, folclorul urban, sătesc, de mahala și altele. Și le-a cules din diferite manuscrise și am zis, măi, hai să încercăm, inițial doar noi să cântăm cu vocea, după care, măi, dar suna bine să ne acompanieze și să cântăm cu acompaniament. Și vi s-au alăturat cei da, care... Da, în prima fază am cântat cu buzuchi și chitară, cu percuție tradițională, după care am încercat și cu fluier și vioară și în formula în care suntem astăzi. Asta probabil că înseamnă foarte mult studiu, a trebuit să acordați ceva timp descoperirilor, da, cercetărilor și studiului, nu? Da. Păi am mers la bibliotecă și încă mergem, căutăm și pe internet le mai găsim acum mai ușor. Se găsește și pe internet. Aici avem, am luat din dosarul vostru, din mapa noastră de pație. Exact, din mapa voastră, câteva transcrieri. Aici sunt versurile unei melodii pe care urmează să ne-o cântați. Da, da, da. Asta care iubește cu caractere chirilice. Da. Aceea este o tipăritură, dintr-o tipăritură de la 1853. Asta, este vorba despre Spitalul Amorului sau Cântătorul Dorului, al lui Anton Pan. Așa, este o tipăritură în format de 6 broșuri. Așa, nu știu exact, cred că e broșura a 4-a aceea. Și pentru voi ce însemnați să... Aceea este notație hrisantică, începând cu 1814, în principatele române, în perioada aceea, chiar și în Transilvania, se folosea ca și citire muzicală această notație. Era mai la îndemâna tuturor. Noi fiind de la porțile Orientului, era mult mai... Și noi pe această notație cântăm la strană, la biserică. Toate textele sunt puse pe aceste semne. A fost clar o pasiune pentru voi, pentru că ați avut răbdare să
să găsiți, să descoperiți toate aceste melodii și aceste scrieri și cum a fost de fapt să vă apropiați de muzica asta veche românească? Pentru că, spuneam, nu e chiar la îndemâna oricui. Totuși v-ați luptat cu aceste scrieri. Da, păi, ce pot să zic? Ține și de etosul nostru ca români. Și mai avem în România, sau mai precis la București, încă două trupe care ne-au fost ca model și putem preciza Anton Pan, în primul rând. Ei ne-au și inspirat. Am zis, mai hai să încercăm și noi să facem ceea ce fac ei la București. Bine, la Galați puțin mai greu, că e un orășel mai mic față de București. Și... Dar are niște rădăcini multiculturale foarte importante, Galațiu. Păi, Galațiu în trecut a fost un oraș important și cu influență. Sigur. Având și Portofranco, nu? Așa, și chiar în Galați erau la un moment dat nu știu câte ambasade. 21 de ambasade, da. Da, era pe la Galați se făcea circulația cu comerțul în Moldova. Da, Galați, Brăila, da. Asociația pentru promovarea patrimoniului cultural Galați, cum să spun, patronând și această formație, da, Calofonis, încearcă tocmai să facă acest lucru, să ducă mai departe ceva din tradiție. Ce vă mai propuneți să faceți acolo? Cu ce mai ajutați Galațiul să fie văzut, vizibil și așa mai departe? Știu că pentru weekend pregătiți ceva. Următorul proiect pentru weekendul acesta este acel festival internațional de muzică veche. Vor participa din Turcia, Grecia, România, reprezentată prin Calofonis, și pe lângă asta vrem să fie o tradiție. E prima ediție acestui festival, Dimitrie Cantemir, Festival Internațional de Muzică Veche Dimitrie Cantemir. La prima ediție e o inițiativă foarte frumoasă. Trebuie să luptați, probabil, să duceți acest festival la ediții cât mai multe, pentru că, spuneam încă de la început, nu este un tărâm foarte cunoscut, foarte bătut. Este totuși o noutate, deși e vorba despre muzică veche românească. Având în vedere că e prima dată la Galați, poate și în zona Moldovei. Și în zona Moldovei. Pentru că bănuiesc că zona aceasta n-a fost niciodată un festival de genul ăsta. Sperăm să îl ducem mai departe și să dezvoltăm cât mai mult, să aibă tradiții. De ce Dimitrie Cantemir? Pentru că a făcut prima scriere muzicală? Am ales ca nume pentru acest festival Dimitrie Cantemir, el fiind reprezentant, în primul rând, al Moldovei, și pe lângă faptul că Dimitrie Cantemir a fost domnitor, umanist, filolog și mare cercetător, a fost și mare muzicolog. Poate puțin știu lucrul acesta. El este cel care a uniformizat, ca să zic așa, în perioada sa, muzica otomanilor, a turcilor, chiar făcând un nou sistem de notație a muzicii. Atunci, în perioada aceea, turcii, ca și la noi, se cânta totul pe ureche, ca să zic așa. El a făcut un sistem de notare a muzicii, l-a științificat, ca să zic așa. Colegii pe care îi aveți sunt fiecare în parte absolvenți de școli de muzică, de universități și așa mai departe. E important să fii foarte bine pregătit în domeniul acesta muzical pentru a înțelege și a duce mai departe muzica veche românească? Este important să fii... Se mai poate după ureche, cum era de mult? Păi muzica, pentru ca să o înveți, trebuie 50% după ureche și 50% după teorie. Așa. Și în primul rând trebuie foarte multă pasiune, pentru că nu e chiar accesibilă și nu mai gustă toată lumea, că timpurile și vremurile sunt în schimbare. Și gusturile de la... Deci, nevastră, că astăzi o melodie place, peste o lună nu mai place, nu mai este în topuri, în hituri. E vorba despre modă și... Da, Și... Păi, și atunci, în perioada lui Anton Pan, muzica aceasta încă era la un apogeu, ca zic, era gustată.
după care a început influența occidentală și s-au mai schimbat, au fost lăsate la prăfuit. Și noi am încercat să le scoatem. Și v-ați suflat praful de pe aceste partituri, aceste scrieri muzicale. Și uite, pentru că telespectatorii noștri sunt atenți, avem deja câștigătorul concursului nostru de astăzi. Domnul Ioan Horătău din Bacău a știut răspunsul, a știut că calofonis înseamnă sunet frumos, da. Și ne bucurăm că, uite, telespectatorii noștri sunt atenți și merită premiile noastre, cafea și cărți, spuneam. Da, să fie cafea turcească. Ce credeți că, sau cum credeți că va fi primit festivalul de internațional de muzică veche de la Galați, din noi weekend? Sperăm sâmbătă și duminică sau doar sâmbătă? Doar sâmbătă. Inițial a fost programat pentru vineri și sâmbătă. Nu am reușit noi, fiind la prima ediție, nu avem nici așa experiență multă încât să le organizăm cum trebuie. Poate pe parcurs și învățăm din lucrurile acestea. O să învățați cu siguranță, da, din siguranță, ce înseamnă organizarea la anul festival. Poate vom avea și mai multe trupe, poate și românești, poate ne organizăm mai bine și o să fie... Oricum, e bine și așa pentru prima ediție. Așadar, ansambluri din Turcia și din Grecia, pe lângă calofonis, da? Da, noi calofonis, da. Și va avea loc festivalul sau evenimentul, va avea loc în curtea Muzeului Spiritualității Creștine de la Galați, fostul palat episcopal, construit la 1900, în curtea, deci într-un loc cu încărcătură, ca să zic așa, și cu istorie. Vă rog să ne prezentați și colegii din formația Calofonis, pentru că e clar că în voi toți stă puterea cântecului, da. Nu doar în două persoane. Și, bineînțeles, instrumentele la care cântă, ne povestiți dumneavoastră? Da, da, am să încerc eu să, da. Sper să la chitară. La chitară este Emanuel Mihai, chitară acustică, el se ocupă de susținerea armoniei în grupul nostru. Încă student sau? Este încă student, anul 3 a trecut. Este unde? În cadrul Universității de la Galați, Facultatea de Arte, interpretare muzicală canto, dar este pasionat de chitară, cântă și la percuție și flaut. Așa, mai departe, buzuki. Mai departe... Am aflat noi dinainte. Că da, domnul Mugurel Bezman este instrumentist în cadrul muzeului... în cadrul teatrului muzical, Nae Leonar, instrumentist și pasionat de... Noi mai avem și un alt instrument etnic, ud, lăută, vechea lăută. După care mai departe avem domnișoara profesoară Anișoara Negură, care ea este specializată pe oboi și profesor de oboi la liceul Dimitrie Cuclin din Galați și cântă la fluiere, caval, fluiere... Așa, după care în spate avem domnul Marian Neculce, care este profesor de religie și... Bine că nu e domnul Ion Neculce. Cine știe, poate studie, eu nu știu. Și... Da, pe lângă cantemier și Ion Neculce are vorba. Așa. Este profesor de religie și cântăreț la o biserică din Galați, Biserica Mavromol. Domnul Burcuș Vasilică, cântăreț la Biserica Monument, Biserica Precista din Galați. Domnul Costel Racoviță, cântăreț de muzică bisericească la Biserica Sfântul Mina din Galați. Eu sunt cântăreț de muzică bisericească la Biserica Sfinții Împărați din Galați și mă ocup de aranjamentul partiturilor și de cercetarea lor și de percuție, percuție tradițională. Și avem... Ați venit foarte încărcat dumneavoastră, da, nu? Da, cam da. Cel mai încărcat. Domnișoara profesoară pune fluier în buzunar și a plecat mai departe dumneavoastră cu tovele. Cam da, greu. Da. Ei. Așa. Mă ajută colegii. Așa, și domnul Nenu Stase? Este cântăreț la... Poate să spune el unde este. Biserica Sfânta Cruce din Galați. Pentru această unitate, cred că înseamnă foarte mult glasul curat și stilul acesta, probabil, venit și din muzica bisericească, nu? Și Anton Pan era cântăreț de muzică bisericească și profesor de muzică bizantină, mai bine spus, la seminarul central din București. Știu că ideea întemerii formației v-a aparținut, dar cum v-ați găsit cu toții? Știu că mai aveți o colegă care nu este astăzi, aici, așa, n-a putut să vină, da, la vioară da, cântă. Da. Da. Este și ea instrumentist la teatrul Nae muzical, Leonard, da. Nae Leonar din Galați. Și, din păcate, n-a putut să fie alături de noi, da. Cum v-ați găsit? De ce cifra asta? De ce nouă? Ne-a atras de ce nu mai mulți? De ce
ce nu mai puțin? A, grupul este deschis, chiar... Flexibil, nu? Da, 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 cum să nu. Deocamdată atât suntem. Nici Galațiu nu e un oraș prea mare și, eu știu, poate pe viitor, cine știe. Eu vă mulțumesc tare mult că ați venit. Sper să fie de bun augur întâlnirea noastră de astăzi și invitația noastră în fața telespectatorilor, pentru că este altceva să apar la televizor, este altceva să fii pe scenă. Da. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Vreau să vă mai ascultăm o dată cântând și să le reamintim telespectatorilor sâmbătă la Galați, în curtea... În curtea Muzeului Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos. Începând la ora 8:20. La ora 20, pentru cei care apreciază muzica grecească, muzica turcească, muzica românească veche, da. Este fiind un moment foarte frumos. La partea Orientului aici, ca să zicem, e o confluență. Intersectare, da, de confluențe. Și muzica pe care o cântăm noi e cu influență orientală, cu pentru siguranță. Că așa era... Odată și așa, da. Grăiți și acum. Da. Vă mulțumesc Bizanț tare mult. După Bizanț. Vă mulțumesc tare mult. Vă invit la locurile dumneavoastră pentru că vrem să vă mai ascultăm odată la final de emisiune. Mulțumim. Sper să ne mai întâlnim. Cu drag vă mai așteptăm aici. Mulțumesc. Prieteni, așadar, primul festival internațional de muzică veche românească la Galați, la ora 20 sâmbătă sunteți așteptați la spectacol. Pentru aceia dintre dumneavoastră care iubesc boxul, l-ați aflat deja, de mâine încep la ora 18 la sala polivalentă Gale Centurii de Aur. Să fiți atenți și mâine la concursul nostru, pentru că dorim să vă oferim premiile cu mare, mare drag. Vom fi și mâine de la ora 5 aici alături de dumneavoastră pe TVR Iași și TVR 3. Mult succes celor care urmează să ne cânte formația de muzică veche românească de la Galați, Calofonis. La revedere!
Pa, tati. Pa, fetița, tati. Ai grijă de tine, da? Da. Pa. Când apăsăm butonul? Când devine insuportabil. La ce să te aștepți în situația ei? Ca la țară. Așa e în familiile astea. În fond, ce caută ei aici?